Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la episodul final aici din GTA 5, un joc ce l-am început acum un an de zile, a sosit și timpul să îl închei. N-am prea mai pus, hai că încep deja să mă bâlbâi, am emoții că da, termin cel mai șmecher joc posibil. N-am mai pus gaming pe canal că pur și simplu am văzut că nu prea mai prinde, sunt mai apreciate clipurile în care mi-arăt moaca și e de înțeles asta, adică... Na, acum mai toată lumea are PC și poate să joace orice. Nu mai e ca acum 3-4 ani când, de exemplu, eu n-aveam posibilitatea să mă joc nici GTA 4 și mă uitam pe YouTube. Acum s-au mai schimbat vremurile, nu mai este gaming-ul ce a fost, dar niciun bai, ne adaptăm. Însă n-aveam de gând să las seria aceasta neterminată, așa că haide acasă la Franklin să facem ultima misiune. După cum vedeți și de aici, asta să vă arăt. Checklist, progress, missions, 68 din 69, sper că m-am uitat la ce trebuia. Uite, văd că avem și bicicleta. Stai. Păi și motocicleta, că mai aveam un chopper aici. Ne, nu mai am chopperul ăla, mai aveam un chopper ăsta. Hai să vedem ce misiune avem, aici în față sau în casă? Trebuie să intru în casă. Hai să vedem ce avem noi de făcut aici și undeva, uite aici, hai să încheiem și jocul acesta că... Oh, avem musafir se pare. Cine a ciocănit la ușă? Ciocănii spre ciocănești, Giunule. Apropo, vă plac dreadurile ce le-am pus, ce le-am pus la ăsta? Ok, cine aici? Hey, Slick, it's me. Ce vrea mă ăsta? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Nu l-o stai, am dus eu misiune, mașinată la aeroport. Oh, no, bro. Not me. No. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C, time's ticking, pal. Beep, 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 and your answer is... Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me? Ce ai găsit primul ăsta un glonț în cap? Da, cred că l-o mor la final, nu? Bye-bye. Deci am de ales acum. Să-l omor pe Trevor, pe Michael sau Deathwish. Stai că nu știu cum se traduce Deathwish, adică ceva cu moartea. Mi se pare că e sinucidere sau cum dracu. Translate, să mă uit pe telefon. Voi ce ziceți, să-l omor pe Trevor sau pe Michael? Eu zic să-i las în viață. Stați că am Wi-Fi oprit pe telefon. Hai mă, dăm translate-ul. Deci dead twitch, cum dracu se traduce că nu știu motamo toate cuvintele. Dead. Dead twitch. Dorință de moarte. Hai atunci cu dorința de moarte, nu vreau să-i omor nici pe Michael, nici pe Trevor. Pac. Deci îl sunăm pe Lester. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, alright? Come to my house. Alright, bun, să mergem la Lester, văd că nu mai am cioporul aici, să luăm motocicleta. Haide. Ce dracu, îl omor pe Trevor, nu l-aș omor pe Trevor nici dacă abană și dacă merg acum careva 100 de euro donație pe stream. De fapt, ce dracu, zic. Nu, dar Trevor e preferatul meu pe aici și Michael mi se pare genial și caracterul ăla. Era mișto să aleg să-l omor pe Franklin, cred că-l omoram pe ăsta mai bine. Stai să-mi dau... Mă, cât e de mers. Să chem un taxi, stai că chem un taxi. Chem un taxi, mai bine că e mult de condus.
Maș, nu mai trebuie că am să iau un heal din casă. Că aveam un de la un, cum se cheamă, un medkit, sigur. În fine, bă, și a venit și că o să închei jocul acesta. Să fac parkour cu pe oameni de aici, ne... Dar vin mai repede și... Uite ce repede a venit taxiul. Ăsta e mai ceva ca Uber-ul pe care l-avem în București. Hai, fă, du-te aici. Pac. Dăm frumos la waypoint și dăm aici un enter ca să facem mai repede. Mi-a zis un subscriber să folosesc taxiul, că eu e varianta mai eficientă. Așa nu stau nici să tai la montaj, nici să conduc o grămadă. Mi se pare foarte fain. Bun, suntem acasă la Lester. Poate are și el un medkit ceva, nu de altă. Să-mi fac și o HP-ul ăla. Ai, bă, vreun medkit pe aici? Scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Mike. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes. This angry motherfucker from the FIB, Devin Weston, man, you know the, Oh, that angry that, rich fucker from whatever holy hibernates in. Exactly. All right, I say, kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? Tai să-i omor pe amândoi, vrea? I don't know. You know everything, dog. I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merriweather. I think, actually, Weston owns... Hai că găsește Lester acum soluția, văd. Ia să țină înapoi pe cronometru. Așa. O să iasă un episod lung. În fine, ajunge cu casino. Ok, îl sunăm pe la mar acum. Mai pot să intru în casele ăsta să-mi iau un medkit, nu cred. Nu mai pot să intru. Oftic că n-am HP-ul full. Ok, hai să luăm pe la mar, hai că nu-i departe. Îmi place caracterul ăsta de la mar, mai ales cum vorbește cu ăsta, cu Franklin, numai negă, dar zice mișto ăsta, negă. Bun. Nasol că nu e ca în GTA 4, nu găsești așa pe, peste tot d-ăștia care vând hot dogi să-ți refaci HP-ul. Sunt curios, oare în GTA 5 dacă gen ești low HP, adică cum am eu aici, n-am toată viața și mă duc la prostituate, îmi crește HP-ul? Parcă în GTA 4 sau GTA 3 era așa, nu mai știu. Și uite, așa poți să strici și armura că vine un handicapat și te dilește. Bine, nici eu nu respect semnul circulație, dar suntem în GTA, ok, semafoarele-s degeaba. Vorba aia, când te simți inutil, gândește la semaforele din GTA. Sau orice alt semn de circulație. De fapt, nu, mi-a fost util semaforul în GTA, că era o misiune în care, gen, trebuia să opresc semaforele ca să nu vină niște vehicule blindate când am furat aurul ăla. În fine, am făcut misiune off-camera că voiam să termin mai repede jocul. Mă gândeam tigen să pun în fiecare zi câte un clip de GTA, dar am văzut că nu prea mai prinde gaming-ul și aia ne adaptăm. Hai la mar, uite-l. Hai la mar, urcă. Aute prostituata. Ne greu să dai, mai trebuie să pui frișcă pe aici cea mai bună prăjitură. Ce vremuri de una de zile joc GTA. Mai bine de una în chiar. Da, văd că merge mai încet acum motorul ăsta, că mai am și pe la mar în spate. Mi-am stricat și armura. De fapt nu mai am armă nici pe Michael, nici pe Trevor. Take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass.
But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that, fool. Oh, so you ain't the Mercurial motherfucker. Your parcă undeva pe aici găsim prima dată pistol, nu? Și am început să trag. Nici nu mai țin minte tot progresul ce am făcut pe GTA. Un an de zile de când mai ține să termin un joc. De fapt, jucam cam, puneam un episod cam o dată la o lună. Acum și în perioada am început să joc GTA mai des. Hai să intrăm în foundry, adică fabrică sau cum dracu se traduce. Ce dracu am luat? Am luat un HP bun. Așa? A, și aici urmează distracția. Aici o să ne împușcăm. Am văzut pe live stream când ce faceți, mă? Stați cu pușca unul la altul? A, și aici cred că era ceva gen salic pe care să împușc. Atul ăla e cu mitraliera la cu sniperul. Hai mă, lăși tu, Michael, e arma jos. Nu o lași, mă, firai tu să fii. Dacă vedeți secvența asta din videoclip, să spuneți care este personajul vostru preferat din toată din acest joc. Michael, Trevor sau Franklin. Ok, pe ăștia-i dealesc cu ghiuleaua. Ambush, stai, nu asta, asta. Firața-i, dracu. Hai, dăm cu bomba de sare Europa. Hai că le dau cu rachete. Hai mă, mai veniți mă dacă aveți tupeu. Ma, dar e și fum pe aici și nu... Bun, și pe deasupra să ăștia. Ok, dă-l pe Michael. Unde ești, mă? Ok, văd că ăsta e luat HP, dă-l încoace pe Trevi. Și unde sunt ăștia? Uite aici unul. Hai că-mi bat picioare de racheta. Stai că am dat pe lângă. Uite și dau cu ghiuleaua în el și nimic. Stai, dă grenada. Fiu sigur că mor ăștia. Ia ce vrea să-l iau pe ăsta care mai pe... are viața full. Ok, hai cu Franklin că ăsta e cel mai low. Păcat că nu-i se updatează și poza ce le-am pus aici. Deci, go to Lamar. Să mă luăm la Lamar, ok. Și cum vreau asta să mă duc la Lamar? Au, ce se împușcă ăștia pe aici. Hai că vă că dau damage cu arma asta. Oh, e bună arma asta. Nu pot să cobor. Unde mă pot să cobor? Aici? Isca? Mă, acum pe bune, pe unde cobor? A, uite pe aici. Aici? Sau? E, mă că le-am delit pe ăștia. Stai să închid geamul că taie careva iarba afară. Hai mă la mare că vin, dar nu știu cum să cobor de aici.
Mă, pe unde cobor? Pe partea aia altă? Da, și pe unde cobor? Lamar died. Am înțeles că a murit Lamar. Dăm retry, evident. Hai mă, de unde mă dă? De aici? Stai, dă ăsta încoa. Uite ăsta, așa și fugi. Hai că vin la mare. Nu mă împuști. Nu, a, am viața full. Stai că rezolvăm acum. Tu. Facem o explozie de asta așa. Unde mai ești, mă? Ia și tu, agheu. Unde dai, mă? Ia mă și tu rachetă, te drept. Dai că vine și o mașină. Ok, hai că ajunge cu aia. Ia stai, stai, stai. Asta așa. Dă-mă încoa miniganul. Ok, dă-l încoace pe Mihail. Ia mă, ăștia ori fost? Sper că da. Hai, dăm cu acesta. A, mă, serios, facem. Sper că nu s-au de cum bate mamașnițele. A, mă, serios, trebuie să facă mamașnițele. Sper că nu s-au de pe fundal. Ia, cum bate și mai tare. Ok, mă, Trevore, unde ești, mă, Trevore? Trevi, ce faci, mă? Ok, jucăm cu... Ia glonți, ia glonți, ia glonți, hai mă! Ia și tu! Stai, 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 stai! Stai că folosim tactica cu grenada! Da! Hai să fiu sigur că nu mai vin ăștia! Da, vă că n-am mai... Hai mă, dă pușca asta că dă de mișca lumea. Hai mă, nu mai miști. Hai mor și tu. Mă, dar l-are pe damage pușca asta. Ce pușca mea. I-a mai pus și silencerul care ia din putere. Go outside. Hai că vin acuși. Dacă trebuie să, dacă trebuie să mergem afară, păi luăm acum miniganul să rezolvăm problema. Heal-ul dă-l încoace, perfect. Așa, hai mă, veniți mă cu ace, hai. Trevor pe viață. Bă, da, Michael, ce naiba face? Mai trește? Unde dă, mă? Stai că facem așa. Ăștia-s de desubt. Da, veniți mă cu elicopter după mine, mânca varciuma. Hai și un butoi care bubuie. Ia, mai veniți mă. Și mai o mașină desubt.
Ok, stai să schimbăm acum cu... Nu pot să schimb? Nu, no, trebuie să rămân cu ăsta, am fost. Hai că mi-am spart botul. Ok, să ne regrupăm. E, măcar am rămas cu toții în viață. Hai, regruparea. E și la mar. Păi și la mar unde e? O fi fugit la mar, cine știe. Hai să mergem. Get rid of Mr. Cheng. Deci să-l prindem pe fraierul ăla. Ok, ăsta e aici. Ăștia alți unde îs? Ăsta e mai în față. Cu mașina lui. Deca... A, deci cu fiecare trebuie să prind pe cât un muiz de ăla, am înțeles. Păi dă-l încoace pe Trevor. Sper să... Hai mă, fix cu mașina lui ăsta sunt. E, măcar e mai aproape. Hai să bring down Haynes. Stai că-l prind pe ăsta că e mai aproape. Mau, ce misiune tine. Stai. Pe partea asta, așa, pe aici. Nu am știut să iau acum un elicopter să trag din el. Trebuie să-i prind pe fraierii ăștia. Hai cu Trevor pe viață. Sunăm pe Ron. Ce moacă are Ron în poză. Încum intru cu... Mașina asta ce dracu o fi? The bikers ain't shown up again, so we're rich and at peace. Long as the forces of corporate darkness don't identify us as a threat. Te prostituatele trebuie să le claxonez. I guess we're all out of excuses. Ce ai, mă, vrei să schimb? Sau doar m-a atenționat că pot să schimb. Hai că ia, mă, sunt mai aproape de ăștialalți. Uite ce aproape ăsta. Hai să rezolvăm. Ăsta a parcat. Perfect. L-au răpit pe la mar sau? Hai să plec de aici. Ce escape. Ok, dau escape. Mai pot să-i mai schimb? Nu mai pot acum. Ia, vin după mine bolă și păi cum să nu vină ăștia după mine? Ok, am rezolvat cu ăștia. Cu Balaji. Hai acum cu Michael. Michael Franklin. De naiba am ajuns cu motocicleta. Ei, acum o dăm ceva așa mai ca și Ghost Rider. Ia. Get rid of Mr. Cheng. Asta e chinez de la mâncător de orez. V-am mai zis gluma aia cu vampirul japonez? Vreți să vă mai zic o dată? Ce zice un vampir japonez? Am venit să suc sânge. Nu m-am dorțin să-mi zic asta. Mai am rachete? Mai am. Ia de aici. Gata, i-am delișit pe ăștia. Acum, hai da cu ce e mai important, cu Trevor. E departe? Hai că nu-s departe. E prind eu acum pe aia cu rabla lui ăsta. Ia uite, uite, mergem spre... Cum se cheamă? Aici, la roată. Rupem baricada, pe aici era și Jesus odată. În joc aici. Los Santos, a city of saints, a city of sin. Ce stai sus? Last great American melting pot.
Ia, stai, 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 stai. Don't get too close. Dar nu pot gen să dărâm asta. Era mișto să pun ceva bombe să o dărâm. Da. Hai să-i zbor creierul. Stai, dă sniperul ăsta. Așa, i-am zburat creierul. Lose the cops. Stai, dă-mi coace minigun-ul. Că o să-mi trebuiască. Cât am? 2 stele. O, iau pe plajă cu mașina și am scăpat. Stai, hai să fum mai repede. Uite, 2 pastă. Prima venită. Prima ciordită. Hai mă, nu. Hai că merge să o iau pe aici, uite. Și direct pe plajă și scap de poliție. Mod, dar și-am prins pe ăla, i-am zbuc. Hai mă, mi-a tras la roată. Stai să încerc să rămân pe asfalt, că dacă mai mergi pe nisip acum, știți cum derapez. Și că-s cu... Zici că-s cu... Nu știu. Cu Sania pe zăpadă, na, habar n-am. Extraordinar. Hai, rupe banca. Nici așa. Stai că mă bag după clădirile astea așa. Uite, ia cu și o străduță. Aici mă bag. În această parcare și m-am ascuns. Hey, Lester. I dealt with Hayes. Acum să-mi iau altă mașină, că asta are roata spartă. Nici n-am cum să conduc așa ceva. Uite aici o parcare cu mașină. Hai mă, dă-te jos. Trevi, dă-te jos, așa. Uite, hai dă-mi cu acesta, Banshee sau cum e? Hai. Puf! Cum e? Benefactor, binefăcător. S-ar trece motamo, nu? Stai mă, dacă dau așa drept ce are. Te fac acum la dreapta, că tot dracul ăla e, cred. Bun, 2700, acum cred că mă duc pe boul ăla ce venise acasă la Franklin. Auzi mă, mă pune să aleg să omor ori pe Michael ori pe Trevor. Firați ai dracu. Eventual am mișto să-i pot omoră pe amândoi și așa făceam ca începutul jocului. Am început direct cu... N-am început cu trio jocul, știți, am început doar cu Franklin. Dar mi-e prea drag caracterul ăsta, e prea mișto. Adică cum îl găsești, vezi că... Cordește pe gagica lui unul, un motociclist, vine ăla după ea și îl omori. Cel mai mișto. Și după aia omori și gașca de motocicliști. Mai ziceți voi ceva acum? Dar ce-mi place mie la ăsta, la... Michael e gen misiunea în care acum depănez amintiri cu GTA 5. Când gen i-a dat un de la FIB knockout și s-a trimis ăsta la morgă. Și când vine doctorul să-i facă necropsia sau ceva genul... Autopsie, nu necropsie. Autopsie sau ceva genul, direct îl ia de gât, îi sucește gâtul și zice back from the dead, motherfucker. Și cum deși a înscenat și moarte atunci, adică gen a scăpat de... Și chiar dacă a fost împușcat atunci, prima misiune cum a început jocul, n-a murit. Și Franklin n-a mai avut de mult în GTA un caracter de culoare. De fapt a mai avut în GTA 4 un DLC-ul ăla cu Ballad of Gay Tony, dar nu e zi de ăsta gen joc oficial, e așa mai DLC mai, înțelegeți voi. Plus că e și cu Grove Street-ul, în memoria CJ și San Andreasului. Păcat că nu se știe ce s-a întâmplat cu CJ, deși e la început misiunea în care îi vezi 3 bicicliști, exact așa ca în San Andreas, ca la începutul jocului San Andreas, deși acțiunea e... total diferită. Mi se pare că aici e 2014 în GTA 5, iar în San Andreas e neba, nu știu, 92 sau 96, deva anii 90 pe acolo. O acțiune așa mai vintage. Stai că pic.
Ia, hai, când mă duc în jos, când mă duc în jos, sunt curios. Ia uite. Ia uite. Fac. Stai că o iau drept pe aici. Ia uite drum. Aia se pare că mă duc drept înainte, se pare. Stai, uite așa. Hai, urcă râpa. Așa, dăi, 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 dăi. Hop. Ce e punctul ăla albastru acolo, nu știu. A, deci mă duc acasă peste 1, dar mai cad mă mult. Stai că mă târăsc așa în mașină până la urmă. Stai că alunec și cu ăsta. Să opresc gărzile. Stai că mă duc cu grenada înainte. Dacă îi bombardez cu grenade, cred că îi rezolv. Bine că poate ăsta să urce asemenea deal. Eu dacă trebuia să urc dealul ăsta, cădeam un bot de 15 ori până acum. Să nu dau aici de punctul albastru, să dau mai sus. Stai, dă celălalt sniper. Sau, uite ăsta, dă-l pe ăsta. Kind up. Ce înseamnă kind up? Nu știu. Hai, mă, ieși din apă. Și unde-i Devin? E ascuns aici? Aute-l pe fraier. Hai, Trevore, dă-i. Îl băgăm în portbagaj, așa în chiloți. În care ăsta n-are căcat la cur ca trebuie. Puac! E, măcar a făcut și trebuie o baie. Bun, 3,77 mile de condus. O să am ceva. Dar parcă zisesem eu atât când am ajuns să am misiunea bulangiu ăsta. Ce-am căstare față de jigodie sau ceva. Au tinerișor pufă și acolo. Bă, și-am... Îl ducem pe Ciliad, bun. Că ai ceva de Ciliad. Stai mă, că parcă mai devreme ziceam de caractere mai vechi. A, dar chiar bă, văzusem aseară un videoclip despre Nico, dacă mai trăiește sau nu. Gen cum e acțiunea aici în GTA 5. Am văzut niște chestii, gen când se uita pe calculator fisul lui Michael era ăsta... Cum îl cheamă? Stai că nu te-am pe fisul. Pe fisul știu că o cheamă 3, stai să dau la contacte. Dave, Dave. Jimmy, așa. Văzusem că era Jimmy pe net și îl găsise pe ăsta, pe Nico. Și parcă era ceva cu o firmă de taxi. Nu mai interesez uneori de povești din astea. Legende din jocuri. Mă, nu mă refer. Nu neapărat gen mituri de alea cu când San Andreas îl găsi și pe Bigfoot. Dar așa gen cu caractere dacă mai trăi sau nu da. Păcat de CJ că nu se știe nimic. Am văzut că mai e un caracter aici în GTA 5 care e și în GTA 4, Pecky. A mai fost și motociclistul ăla la început. Dar oricum, nota 10 pentru jocul ăsta. Chiar n-am găsit bug-uri în GTA 5, niciun bug. În afară de o misiune la care venea să mă dau cu capul de pereți. Eram cu Trevor și trebuia să o întreb pe nebuna aia cu bicicleta. Și nu înțelegi că în jocul ăsta, ca să mai mergi cu bicicleta, nu trebuie să te pedalezi, trebuie să sari. Nu înțeleg asta și când ajungeam lângă aia și gen aia se împingea în mine, mă arunca pe bicicletă. Și mă enervam. Dar când am terminat misiunea cu nebuna aia, eram cel mai fericit. E, mai bine că mă duc cu Trevor după ăsta. Aș vrea să apară gen DLC-uri la jocul ăsta, cum au fost și la GTA 4. Sau gen cum au mai fost jocurile alea pentru GTA 3, cum era Liberty City Stories, Vice City, Vice City Stories și San Andreas, Los Santos Stories, dacă mai știți. Nu mai știu cum se cheamă personajul de acolo. Știu că în GTA 3, în DLC-ul ăla, care e doar pentru console mi se pare, joci cu ăla cu Tony Cipriani, de avea misiunea el.
Ce nu mă de zice aia? Holy shit. Aia, dă-te în gâtul, mă, ce te bagi în fața mea? Mi-a făcut mașina praf. Dar mașina asta nu i-am dus eu odată? Nici nu mai știu. Încă un joc terminat, unul din puținele mele jocuri. Cred că de terminat am terminat Call of Duty-uri, Far Cry-uri și GTA-uri, da. La GTA 4 n-am făcut misiunea finală, că nu știam să pilotez pe atunci, nici acum nu știu să pilotez prea bine. La un moment dat ești cu elicopterul, poate descarc jocul și fac și misiunea finală la GTA 4. Seria n-am mai jucat-o, cred că de un an și jumate. Începusem și mai de mult, dar făcusem pauză la ea. Mai am bun vreun joc pe care nu l-am terminat, dar mă refer gen să fiu aproape de final, nu să-i făcut 3-4 clipuri și gata. Ce dracu n-am mai terminat eu? Far Cry 5 am făcut doar 2 clipuri. Return to Castle Wolfenstein și Wolfenstein 2009 făcusem câteva episoade. Call of Duty cred că le-am terminat pe toate. Cele pe care le-am filmat pe canal zic. Battlefield 1 am făcut un episod doar. Half-Life nu l-am terminat. Nici nu mai știu ce jocuri. Nu mă nimerești, ți-am zis eu că nu mă nimerești. Nici nu mai știu ce jocuri mai am de terminat pe canal. Dead Space mai jucasem, dar mi-am schimbat atunci PC-ul. Nici nu mi-l mai iau, uite, ia cerbul, s-a adus. Hai să aruncăm pe ăsta în apă. Few minutes for some one-on-one time. Ia uite priveliște frumoasă, în amintirea verii că acum e toamnă și e frig. Și voi vă urceți la școală, belito. Bă, care am terminat-o. Mă amintesc fix am trecut făcut un clip în care mă știu de aici și am cam o mică depresie că venea clasa 12. Trebuie să mă uit la clipul ăla să văd cum a fost. Cum, ce mentalitate aveam pe atunci. Iată, un episod de 40 de minute. Sper să vă placă că am terminat GTA-ul. Că inițial mă gândeam să nu prea mai fac gaming pe canal, să fac clipuri cu fața ca alea să mai... Ia. Ai renunțat la fumat ăsta, a aruncat trabucul. Uite-l și pe ăsta cu motocicleta. Ia-l pe fraier. Pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you. Și acum am mișto să scot cât un, să scot un pistol să-i împușc în cap pe Michael și Trevor. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Cum ai să stai puță, zice că a zis puță. Bye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Și hai să împingem mașina. Era un zvoncic că dacă nu împingi mașina iese el și vă împușcă. Dar e vrăjeala asta. A testat unul, nu s-a întâmplat nimic. Hai da-n apă cu el. Și o să facă boom. Low profile and get on with our lives. As friends. Do I have a choice? No, not really. All right then. Bă, și ăsta e sfârșitul la GTA 5, bă. După un an de zile l-am terminat. Poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. 40 de minute de episod. Mamma mia. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man. You two motherfuckers terrify me of that middle age.
I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Eu acum o să fiu atent la credițiurile alea, să văd dacă avem români care au lucrat la joc. I'm getting too old for this nonsense. Bă, dacă am barba, i-am pus lui Trevor. Parcă arată mai pizdos așa cu barbă și cu pleată. Ăsta a fost și GTA-ul. Eu vreau să mă uit aici la oameni care au lucrat, să dacă sunt români. La jocuri de la Ubisoft avem români destui. Am văzut la Far Cry 3 și nu mai știu, parcă la încă un joc de la Ubisoft o grămadă de români care au lucrat. N-am muzicuță? Am dezactivat muzicuța. În fine. Mamă, hai mă, dați acum mai mulți români. 2D, Wii Director, Music, Audio. În fine. Cam acesta a fost și jocul ăsta. Un an de zile să-l termin. Am băgat eu câteva seri la rând maraton de GTA ca să-l termin odată. Nu regret că am jucat jocul ăsta. O experiență foarte plăcută. Mai dau niște cuvinte, ceva? Am episod deja destul de lung. Dar simt nevoia să mai spun ceva totuși. Dar nu mai știu ce. E, aici ar putea să fie România. Pa, mai... așa... nu vă români. E, cine știe. Hai aici cadre. Mă, oricum, nota 10 pentru jocul acesta. Deci pot spune chiar este un joc perfect. Are misiuni la care îți vine să-ți bagi picioarele. Dar vorba aia, un joc în care nu te chinui. Nu e un joc bun. Poveste foarte mișto. Personaje geniale. Hartă foarte bună. Grafică foarte bună. Optimizare, tot la fel. Aș putea spune chiar cel mai bun GTA, ce-i drept. Momente de neuitat. Cele mai extreme misiuni. Și de asta cu trei personaje care să lucreze în comun. Și cum îl găsești pe Trevor mor de beat mai mereu și uneori în chiloți. Da, văd că nu sunt români pe aici. În fine. Cam atât și cu acest episod de GTA 5. Pentru cei curioși, acesta a fost piratatul, deci nu o să pot să joc multiplayer-ul, doar dacă, numai și numai dacă o să mi-l pot cumpăra. Numai dacă mi-l cumpăr pot să joc multiplayer-ul. Așa. Nu știu, poate o să fac de astea cu mituri și povești, gen să caut niște chestii, dar nu cred că o să fie nevoie. A, uite aici, Flavius Alecu. Hai că am văzut un român. Gata, sunt mulțumit. Ajunge. Space. S, ceva. Enter. Nimic, nu se întâmplă nimic. Yeah, yeah. From the office, așa. Bla, 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 nu citesc. Cred că o să stau să mai fac chestii off-camera, gen să cumpăr toate proprietățile, că acum cred că am bani. Ia, m-a dat cu Trevor. Visit the social club website to view your psychiatric report. The report can be found in the GTA 5 mission section of the careful menu. Stai, mai e o misiune aici? Hai să vedem ce e și aici. Mai întâi să dau aici să văd ceva. Deci progresul este 69 din 69. Dai să văd ce se întâmplă aici. Acasă la Trevor. Pot să schimb? Pot să schimb. Deci mai am chestii ce le pot face? Înseamnă că astea au fost misiunile principale? Stai mă, stai, stai, stai. Dacă îmi dă misiune ceva, o nimica toată, nu stau să fac ea. Opa! S-a ales ăsta cu nevastă. Is that how you greet your mother, Trevor? I didn't know they let you out. So you never wrote to me? You never visited? Well, I bet you never found a girl. Tell me, Trevor, are you gay? Oh. Is that what this is all about? Oh. I wouldn't care. In fact, I've always wanted a gay son. Ce dracu? A son who wouldn't forget about his mother. But Ma! But Ma, but Ma, but Ma, nothing. Not a peep. Stai. Ah, stai măsa! I fed you. I weaned you. Asta e măsa, bă! Always were an ungrateful... Am crezut că era
Nevasta lui unul din niște misiuni mai anterioare. E masa. Hai că fac eu să de 50 de minute, văd. I've been here for hours, and have you gotten me a drink, or a cigarette, or massage my feet? I'm an old woman, and you, in the prime of life, have you nothing inside? I'm so sorry. Prata când îl văd pe ăsta că plânge, vrea cu-i pune mâna pe cur mai căsii. Moci ginunchi în bot i-a dat. Îți curios cum era tasul ăsta. A te gânda ce cum se plimbă. Ce știu câți gânda ce are ăsta. I need you to get me some more Deludamol. I can do that. A lot of them. A truckload, literally. And not those weedy little ones. The 1,000-milligram ones. And if you find me a gentleman, well, we both know you need a father figure. Na, că am găsit și pe mama lui Trevor. În fine, nu mai fac nimic acum. Ajunge. Deci, atât 19 milioane de dolari ăsta în cont. În fine, acesta a fost și jocul. Am făcut misiunile principale. Eu sper că v-a plăcut această serie. Pentru mine a fost una de neuitat. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare la un nou videoclip. Până atunci, ce pot spune? Mult succes la școală, sper să nu beliți cu profesori handicapați. Hai, ciao, les!